După doar 3 ani de guvernare, executivul Poc a reușit să devasteze agricultura țării. Uniunea Social-Liberală scoate la iveală dezastrul în care a ajuns acest sector, aproape distrus în ultimii ani de guvernare falimentară. S-a concluzionat că în România se produce tot mai greu și la costuri tot mai ridicate. Irigațiile sunt ca inexistente, avem terenuri nelucrate pe aproximativ 3 milioane de hectare. Românii se hrănesc nesănătos și mai mult din import. Prețurile alimentelor sunt tot mai mari, populația rurală este îmbătrânită, iar tinerii nu sunt motivați să lucreze în agricultură. Nu reușim să cheltuim banii primiți de la Uniunea Europeană, structurile de stat sunt total politizate. S-a constatat că terenurile sunt fărâmițate excesiv, sprijinul statului pentru energie și apă lipsește, două lucruri care sunt vitale pentru obținerea de producții și pentru a asigura o atractivitate în ceea ce înseamnă activitatea în agricultură. Deputatul Ion Dumitru a precizat că Uniunea Social-Liberală și-a stabilit ca țintă elaborarea și negocierea unui nou program național de dezvoltare rurală pentru perioada 2013-2020. Mai mult, Uniunea Social-Liberală va negocia conținutul programului, bugetul total și măsurile de finanțare cu Comisia Europeană. De asemenea, opoziția propune combaterea evaziunii din agricultură și dirijarea banilor obținuți pentru finanțarea programelor naționale din sectorul agricol. România ocupă locul 2 în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul evaziunii fiscale, care se ridică la 42,4% din veniturile totale taxabile în 2009. Astfel, pierzându-se anual aproximativ 3 miliarde de euro în piața neagră din agricultură. Programul Uniunii Social-Liberale de relansare a agriculturii nu prevede doar atât. Liderii opoziției își doresc promovarea produselor tradiționale și ecologice românești, linii de credit speciale pentru investițiile realizate de fermieri, precum și alte măsuri care au ca scop relansarea agriculturii. Uniunea Social-Liberală își propune ca anumite sectoare în agricultură să beneficieze de acces la producția internă de gaze și energie electrică la costuri de producție, la costuri reduse. Se dorește revitalizarea și dezvoltarea sistemului de irigație, retehnologizarea agriculturii, acordarea la timp a unor subvenții sporite pentru culturile de câmp, dezvoltarea pisciculturii, dezvoltarea horticulturii, susținerea agriculturii de nișă, aici identificându-se agricultura ecologică și, bineînțeles, cea care vizează produsele tradiționale, creșterea exporturilor și, bineînțeles, în mod special a produselor finite.